care se permite ședințele ca constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materialele de ședință și procesul verbal de la ședința anterioară? Da, da. Sunt discuții? Având în vedere că nu sunt obiecții, supunem la vot procesul verbal al ședinței din 17-a, 11-a, 2017. Votul pentru? Împotrivă? Domnule președinte Paris Alin Mihai, vă rog să preluați conducerea ședinței. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, bună ziua și pe v-am găsit. Dau citire invitației în cadrul Consiliului Local Transcurs. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1, 2 și 3 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Transcurs, județ Bacău, care va avea loc în data 27-11-2017, ora 14, locație Salon Lux. Cu următoarea ordine de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Transcurs. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și speciale pentru anul 2018. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a investiției. Proiect numărul 4. Am zis 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii taxei de salubritate pentru anul 2017 a anumitor categorii de persoane. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri în vederea corectării neregulilor constatate de Camera de Conturi județul Bacău. Punctul numărul 7. Diverse. Pun la vot ordinea de zi. Votul pentru, împotrivă, se abține. Mulțumesc. Și acum sunt alte discuții. Mai vrei proiect? Poftim? Nu mai avem niciun proiect în partea mea? Suplimentar, nu. Nu? Dar la... Este la impozite și taxe pe anul viitor, 2018, la care eu n-am avut proiect. Le-am fost făcute câteva exemplare și le-am dat... Bine, așa. Da. Trebuie să ajungă și la dumneavoastră. Nu trebuie niciun lucru. Este. Da, da, da. Nu. Nu trebuie niciun proiect. Este 2018. Bun. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Transcurs. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Da. Sunt discuții, domnul profesor? Da. Cu discuții. De fapt, o întrebare. Am văzut aici că ați încercat să ocupați aproape integral funcțiile care sunt necesare primării. Necesitatea lor este explicabil într-un fel, am văzut acolo niște posturi care sunt necesare, în mod deosebit. Dar aș întreba, care, la care am avut răspunsuri, deci am avut la câteva răspunsuri, dar n-am avut răspuns pentru mine la ce serviciu, deci la ce se referă? La poliția locală. Poliția locală, locală. Locală. Văd că mai este unul vacant și care trebuie recrutat. Cineva de asta aici nu înțelegeam. E vorba despre o nouă angajare sau cu, e un statut de funcții. Avem șef poliție locală care este vacant. Urmează deci planul de ocupare pentru 2018 și recrutat. Asta nu înțelegeam. Da. 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 La audit, am văzut, poate să și nevoie, nevoie și știu că este necesar. Aveam un prins în statul de funcții cu aceste posturi, aprobat vizat de ANPP. Da. Nu, ăsta nu... Altcineva alte discuții, dacă nu spun? Supun la vot proiectul numărul 1, votul pentru. Împotrivă, se ajunge cineva. Proiectul numărul 2.
Proiect de hotărâre privind propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018. Comisia numărul 2 aici. Comisia numărul 2 favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul Popa. Grijeanu Nicoleta. Doamna Grijeanu Nicoleta. Dacă mai sunt alte propuneri, suntem la vot. Propunerea dumneavoastră. Votul pentru, împotrivă, se abținerea. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și speciale pentru anul 2018. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Cu discuții. Adică discuții nu pot purta, că nu cunosc conținutul proiectului. Cu materialul acest proiect. Materialul acum l-am primit. A venit. Cum putem discuta dacă nu l-am primit? Și ăsta l-a și cu rectificarea bugetară. Tot acum l-am primit. Ce era cu împărțit? Dacă nu, măcar să ne explicați dacă s-au mai mărit sau nu taxele și impozitele pe anul tot, sau rămân aceleași taxe pe anul 2017. Dacă rămân aceleași taxe, să nu știm pe ce vorbim, dacă să fie altele, să fie niște taxe băgate care să vină la cu ele. N-are cum să rămân. Raport privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și speciale pentru anul 2018. În conformitate cu principiile autonomiei locale, stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 are la bază prevederile legale actuale, respectiv legea 227 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, legea administrației publice locale republicată, legea finanțelor publice locale republicată, ordonanțe de urgență, ordonanțe ale Guvernului României și legile de aprobare ale acestora. Având în vedere prevederile amintite, compartimentul impozite și taxe propune pentru anul 2018 o majorare cu un procent de 20% a impozitelor și taxelor locale față din nivelul stabilit pentru anul 2017. Astfel, vă dau un exemplu. La clădiri. Clădire rezidențială cu instalații apă, canalizare, electrice și încălzire, condiții cumulative, în anul 2017 a fost 1000 de lei, valoarea impozabilă, în anul 2018 va fi 1200. La fel s-au modificat și celelalte tipuri de clădiri și anexe, la fel și terenurile. Dați exemple. Exemplu, în anul 2017, terenul în satul de reședință al comunei în Sascut a fost 1000 de lei, în anul 2018, în același sat, 1200. S-au modificat de asemenea și terenurile intravilane, arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi. Deci intravilane. Așa. În zona B a fost 21, va fi 25. În zona C 19, va fi 23 în anul 2018. Categoria de folosință extravilan. Teren cu construcții, zona A, în 2017, 31 de lei pe hectar. În anul 2018, zona A, 37 de lei pe hectar. Terenuri cu construcții sunt mai puține în comuna noastră, în extravilan. Predominant este terenul arabil, pășune, fâneață și vie pe rod. Terenul arabil. În 2017, 46 de lei pe hectar, în 2018, 55.
Pășune, 27 în 2017, în 2018, 32. Dunăre, 27 în 2017, în 2018, 32. Via Perod, în 2017, 52 de lei, în 2018, 62. S-au modificat de asemenea și la mijloacele de transport. Dacă în 2017 valoarea taxei pe 200 de centimetri cubi sau fracțiune era pentru autovehiculele până la 1600 de centimetri cubi 8 lei, în 2018 va fi 10 lei. Pentru vehiculele peste 1600 de centimetri cubi până la 2000 de centimetri cubi, a fost în 2017 18 lei, în 2018 22. Autoturismele cu capacitate cilindrică între 2001 cm cubi și 2600 cm cubi în 2017 72 de lei, în 2018 86 de lei. Și s-au mai modificat taxele pentru utilajele din dotarea primăriei, pe care le închiriem către populație. Așa, buldo-excavatorul de la 180 la 230, nu, 220, în anexa numărul 2. Vitanșa 150, și tractorul, cisterna cu apă și remorca 130 pe oră. Având în vedere că s-au modificat prețurile la combustibil. Cam astea sunt în mare... Domnul Maria. Ținând cont că la Comisia Comunii s-a spus există un partid de dreapta, un partid socialist, Partidul Social Democrat, care știm că ține, la stânga, care știm că ține cu cetățenii, ținând cont de majorările la alimentație, la alimente, la energie, energie e 1% 38%, gazul metan cu 18%, din surse de televiziune, vă spun. Celelalte alimente, ou, untul și absolut totul se scumpește. S-au scumpit. Mai venim și noi acum. Cu scumpiri de 20% la orice, am văzut chiar și la burdă, excavator, chiar și la transport și orice, cu 20%, se pare exagerat. Se pare exagerat pentru această comună. Ar trebui să ținem noi, măcar noi, consilierii locali, în punct cu executivul, să ținem cu cetățeanul comunii s-a scut în privința taxelor și măcar să rămânem în primele 6 luni, să vedem ce se alege și cu scumpirile acum după 1 ianuarie, să rămânem la același nivel de taxe, iar după primele 2 trimestre la rectificare să încercăm să facem o scumpire cât de cât. Dar măcar pe baza celorlalte scumpiri care vin din spate. Gândiți-vă că vin foarte mari scumpiri acum pe cetățean deja se vede și alimentul și tot, chiar și leul și absolut orice scumpește. Mai venim și noi deja cu molosul să le ducem în buldo excavator. Iar dacă s-a scumpit un pic motorina sau asta, când s-a scumpit acolo? Să reducem un pic din vitajare sau din asta? Sau ceva care putem noi să umplăm, să lăsăm un pic mai asta. Credeți chiar cumva că putem chiar așa de mult ne ajută această ridicare de 20% pentru cetățeanul român? De ce cetățeanul nostru s-a scut? A trebuit aici să stăm un pic să mai gândim că mi se pare foarte mult, deci foarte mult 20%. Și la teren, la radio, și la integral, și la construcții, și chiar nimic. Deci am câte văd absolut atât să scăpesc. Cred că apă, canal, tot, deci nu, ce-ați rămas? Până la urmă, noi guvernarea care am avut-o ALDE, un trunchi cu BSD și toți acolo, noi am altceva înscris acolo. Vom da cu noi jos, vom mai ieftini acolo, vom mai ieftini acolo. Noi acum venim și facem. Până azi, eu am scăpit cu 20% chiar mai. Sau măcar să stăm un trimestru cu BSD să alege cu ce fac guvernanță de afară, cu ce ridică ea acum. Eu urăm. Deci noi urăm de fapt, noi. Deci cetățeanul, noi urăm de fapt, noi singuri ne aprobăm acum. Chiar nu știm ce aprobă acolo. Cu aceste scăpiri. Adică mi se pare că am un 10%, băi, mai facem ceva, dar parcă prea mult, 20%.
De la 10 milioane la 12 milioane, de, direct pe clădire, se duce în 2007-2008. Nu știu, adică am gândit, până la urmă trebuie. Da. Gândesc că dumneavoastră ați făcut totuși un studiu de caz, știm valoarea asta 20%. Dacă e posibil, minimul, mai, minimul e 20, ca să vă încadrați și scade 20-50. Taxa pe produse. Deci, de exemplu, la vin mai mult. Și atunci, dacă ăsta ar fi minimul, are dreptate într-un fel și Mariană. Este totuși o sumă mare pentru oamenii noștri. N-ar fi rău și varianta să lăsați pentru primele luni să vă vedeți cum vă încadrați cu bugetul. După aia, dacă este, trebuie ridicat. Adică nici ca să... trebuie să existăm, trebuie să... zic că dacă ați făcut studiu și ați văzut că suma respectivă avea, le putem încadra. Am mai spus-o în ședința aia, domnul Vespan, v-a supărat o leacă, că, domnule, hai să ne gândim. Eu sunt împotriva celor 8 polițiști locali. Sunt prea mulți pentru comuna noastră. Avem 8 la noi, sunt 8-7 dincolo sau 3-4, sunt prea mulți pe care trebuie să-i suportăm din bugetul nostru. Nu era suficient 4 oameni care să facă în schimb și cu camerele ce-a luat vedere suficient? Părerea mea. Am susținut-o și am mai zis-o și pe la colțuri. Vreau să afirm aici, ca să știți și dumneavoastră, că nu e vorba de discuții la colț. Dar eu nu sunt pe ideea asta. Este totuși mult. Dar dacă asta e valoarea, nu avem ce face. Ca să putem exista, trebuie să încasăm suma respectivă. Și atunci, dacă ați făcut studiu și ați văzut că ai lăsat la 5, lăsat la 10%, dacă e posibil. Și după aceea am mai ridicat. Dacă 20% la toate, ba unul, am văzut acolo și mai mult de 20. Avea 18 și l-a ridicat la 24. Avea, deci, unele exemple acolo la 20%. Sunt și mai mari. Sunt mai mari de 20%. Dacă sunt mulți care n-au plătit până acum taxile și astea, dar acum cu 20%, nu, trebuie gândit bine. Mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră o să gândiți corect. Așa cum vă zic, sunteți un partid de stânga și trebuie să vă gândiți pentru cetățean. Da. Am și eu o întrebare. Poftiți, domnul Păs. Deci, eu știam că de obicei se pleacă în această impozitare a oamenilor de la nivel național, care își spune clar, zice că, domne, se pleacă de la până la. Deci, mărirea impozitelor se poate face de la până la. A apărut așa ceva? Da. În legile de modificare ale codului fiscal s-a prevăzut consiliile locale pot mări impozitele până la marja de 50%. Acum, minimum? Da. De la, nu spune minimum, de la ce? Nu spune de la. Deci, de la. Deci, iată. Vreau să vă spun, da, și exemplu pe care l-am studiat. La un apartament cu 3 camere, pentru care se plătea în jur de 70 de lei impozit pe an, acum se vor plăti în jur de 85, maxim 90. E mult? E mult. Da. De ce spun mult? Pentru că nu-i numai la clădiri, deci nu-i numai la apartament, la casă, este vorba și de energie și de apă și de toate, deci toate se vor scumpi. Aici, deci, utilitățile. Toate utilitățile se scumpesc, totul se scumpește, iar salariile rămân aceleași. Deci salariile, la salarii nu se mărește nimic, doar scumpi. 25%. Nu se dau 25% la întâi ianuarie. Dar nu, de acolo e la... Nu de asta, că știu că nu vor fi. Așa. Cine o va fi? Conform statisticilor, cel mult 3%. Da. Dar nu asta e o problema, este nu. Problema este, haideți să o gândim, nu, să o gândim în așa fel, încât să fie bine și pentru comunitate, deci pentru comună, cât și pentru, cât și pentru oameni. Cât și, pentru că trăim alături de ei și vedem că sunt unii. Dacă nu vă spălați, cred că... Nu, un pic. Dar stați un pic. Că, problema se pune așa, că mai sunt din anii trecuți care nu au putut să-și plătească impozitele din urmă. Gândiți-vă la situația asta, că în loc să mărim prăpastia, vor fi mai mulți contribuabili care nu vor putea plăti. Deci la asta mă gândesc, nu? Nu știu.
ar trebui să, să ne gândim bine înainte de a supune votul de această problemă. Sunt, este o problemă de un an de zile. Gata, am terminat. Dacă mai dorește altcineva? Eu aș vrea să întreb. În general, la primăria s-a scut gradul de colectare a taxelor și impozitelor. Ce procent are de obicei așa estimativ? Până în 60%. Până în 60%. Deci 40% e mult care nu se colectează. E greu. E și greu. Deci trebuie să înțelegeți că este și greu de, de colectat. Dacă nu, mai dorește cineva să ia cuvânt? Dacă nu mai e, supărământ. Proiectul numărul 3. Vreau să vă vizionați să vă vizionați, să vă transmiteți ceva? Aș vrea, dar punctele de vedere au fost spuse, trebuie să vă imaginați că porniți de la o socoteală simplă. Gândiți-vă la raportul de 60% care încasăm de ani de zile taxele. Gândiți-vă la volumul de creștere a salariilor și gândiți-vă că asta e situația reală. Pe lângă acești bani puțin care încasăm de la oameni, vin bani prin investiții de 50 de ori mai mult. Nu pot să asigur proiectarea, nu pot să asigur salariile. Un exemplu. Noi, Consiliul Local, cheltuim pe an în jur de 1.300.000-1.400.000 numai indemnizații. Salariații primăriei în total, mulcit cu măcar 10 luni, vă dați seama că după 25 de miliarde. Nu vă mai spun că celelalte proiecte care sunt la nivelul comune angajează cheltuială mult mai mare decât nu. Și eu n-am văzut, nenorocirea este că de plătit plătesc toți cei care au plătit până acum. Aici e măsura care trebuie să găsim noi o formă să putem să o rezolvăm. Dar mie nu mi se pare mult 20 de lei, când vă zic 20 de lei, sau 2 lei la diferite taxe care vine la fiecare părticică din tot ce vreți. Sau un arabil, poftim. Un teren arabil să luăm la hectare. Nu-i 2%, domnul primar, 20%. Nu m-ați înțeles. Eu am spus 2 lei la diferite taxe. 20% știu ce înseamnă 20% la 1000 de lei. Dar împărțit mie aia, domnul, nu v-am ascultat, astea sunt eu am perceput. Dacă nu mai sunt eu de stânga, păi, tocmai asta vă spun, pentru că dumneavoastră... Și dacă dumneavoastră nu-i fost de stânga și ești la guvernare acum, nu, da, nu, nu asta e problema. Problema este următoarea, că dumneavoastră să fie mult până acum. Domnului, dacă faci contradictorii... Nu, nu contradictorii, dumneavoastră să fie mult până acum, așa, era de partea omului. Noi acum, pentru că este televiziune, nu trebuie să facem un caz de asta. Dar nu, eu știți că nu vorbesc pe televiziunea. Domnul Costa, nu v-am întrerupt. Vă rog frumos, nu mă întreb. Da, după aia, dacă e luat cuvântul, da, mă dau trebuie la replică, dar vreau să vă spun că eu sunt mai de stânga decât dumneavoastră. Vreau să v-ați dus spre dreapta, dar vreau să vă spun că dacă nu facem ceva, o să ne blocăm. Și a zis bine domnul liberal Sterică Hildeanu, da, fac mențiune, v-ați făcut o analiză? Ne-am făcut o analiză, că doar de aici am plecat. Prima analiză este că indemnizația a crescut de 10 ori. A doua analiză, salariile au crescut, vă rog să mă credeți, vi le pun pe hârtie. Când am venit ca tâmpitul aici de asta, nici n-am comentat. Ce credeți că în mine nu există o supărare pe asta? Dar noi, ca să putem supraviețui anul 2018, trebuie să găsim formula asta. Mai mult da, dar mai puțin nu putem. Pentru că dăm, ați văzut primării că o să dea faliment, acum la rectificare, dacă noi nu primim niște bănuți, suntem într-o fază în care azi, o să vedeți la modificare la buget, la rectificare, că am dus niște bănuți ca să poată lua salariile angajații primării.
Rugămintea mea este alta. Dacă mărim 20% ăsta, facem ceva pentru comuna asta sau ne asigurăm la bani de salarii și atât? Eu când am făcut socoteala asta, ne-am gândit și la volumul de activitate a celor proiecte, care le știți, o parte sunt aprobate, o parte sunt în analiză, depuse și în condițiile când aduci într-un comun o sumă maximă, că ce s-ar putea în 2018, de peste 250 de miliarde, când vorbiți în cunoștință de cauză, sau auziți în cunoștință, luați seama ce spun eu. Pentru o taxă care la buget se ridică 60% și așa undeva la 16 miliarde. Care-i rugămintea mea? E că, în treaba asta, noi nu trebuie să facem un caz din două puncte de vedere. Vin banii, de așa îi avem, ne abucăm și de canal, și de apă, și de șosele, și de gaz metan, și de toate. Ăstea vin cu efortul. Efortul nu poate să fie decât tot pe spinarea oamenilor, tot pe spinarea noastră și tot un efort colectiv. Nu dai? Mai de unde să iei. Acum, chestia cu gunoiul. Am dus-o și cu gunoiul. Domnul Costea a avut dreptate. Că la timpul respectiv am făcut un caz de întreaba asta. Dar am ajuns la concluzia că astăzi iar la ordinea de zi venim să scădem pe cei care nu pot sau nu mai sunt, n-au posibilitatea să achite gunoiul. Nu facem un caz nici de întreaba asta. Dar aș face un caz din altă treabă, consilierii locali. Ar trebui să l-am rugat și public. Și nu fac acum lui televizor aici, pe propagandă, că mai sunt 3 ani. Eu mă rog la Dumnezeu să trăiesc, nu mă rog la Dumnezeu să scumpesc, să fac, să pun un eu știu, o greutate pe spinarea oamenilor. Un bir. Dar oamenii, ca să fie mulțumiți de Consiliul Local și de noi, și să faci ceva. Efectiv, luați-o cum vreți. Dacă e cazul, stăm aici până de seară și analizați. Și puneți-o pe hârtie. Vedeți cât bănuți se strânge la o familie, vedeți cu cât s-a mărit pensiile, vedeți cu cât s-au mărit salariile, vedeți unde stăm și pe undeva să rămânem în epoca de piatră, pentru că pun o taxă de per familie de 1 milion sau că se ridică. În afară de asta, avem și câteva probleme, și vă rog să le ascultați de la mine, de unii evazioniști din comună, care nu și-au înscris din toate averile care le iau mai nimic. Din toate bunurile care le iau mai nimic sau din toate utilajele care le iau mai nimic. Și atunci, bine neapărat, să facem niște ședințe publice, stăm de vorbă cu ei. Pentru că în condițiile astea, într-un fel, se circulă pe asfaltul ăsta care îl tornăm acum, într-un fel, se va duce omul la toaletă în casă când va fi canalizat, într-un fel, când va fi gazul metan, va fi și celelalte, că, vedeți, la Berește acolo, am fost chemați de părinți, de copii, părinții copiilor, că nu sunt mulțumiți cu transportul, că de ce n-au prins și o reabilitare la școală. Le-am spus condițiile de punctaj la proiectele astea. Au înțeles, n-au înțeles, au rămas supărați. Chiar am invitat 2 părinți, 3 să vină în ședința de Consiliu. N-au venit. Sunt situații care v-aș ruga să mă credeți că sunt și pentru mine creează o problemă. Care e problema mea? Taman, eu care țin cu cei mulți și am spus că nu fac uz de televiziune. Taman, eu care țin cu cei mulți sunt cel care adaug niște taxe la limita bunului simț. În orientarea mea am consultat cel puțin 20 de primari din zonă. Toți sunt peste 20%. Suntem acolo. Adică toți își dau seama că, băi, fraților, s-a cam terminat sacul, guvernorul nu-ți mai dă, la rectificare foarte puțin, și la un moment dat te trezești că nici măcar ce e hotărât în Consiliul Local, nu poți să încasezi și nu poți să ții oameni. Aici e toată problema mea și eu mi-asum răspunderea
prin ceea ce v-am zis dumneavoastră și mi-a spus răspunderea și politic, dacă vreți, că nu e un lucru rău ce am făcut asta. E un lucru bun. Luăm de la oameni câte puțin și aducem mai mult, că e mai o perioadă scurtă de 2-3 până în 2020. Mai sunt eforturile astea financiare europene. Și dacă o lume o să fie mulțumită, și acum mă adresez oamenilor din comună, că o să vină timpul, când o să vină executări pe bunuri pentru tot ce au de plătit. Astea nu se prescriu. O parte din ele care considerăm noi că au posibilități de achitare vin în fața Consiliului Local și găsim soluții să le rezolvăm, iar o parte se vor executa. De asta am trimis și poliția locală, și casierul, și toată lumea acolo, de acum am trimis și viceprimarul și primarul, să strângem bani. Părerea mea este că noi ceea ce pot rămas este pentru prima dată când vă rog să găsim soluții de rezolvare, pentru că altfel ne vom, adică vom avea o moarte lentă și sigură, ca instituție. Și când m-am dat un exemplu de aproape 25 de miliarde să supraviețuim, imaginați-vă că alea se duc numai în două direcții. Una, angajați și restul mai comentez. Că n-ar fi frumos să fac o polemică aici, că nici nu doresc. Pe mine mă doare treaba asta, că au crescut prețurile. Iar o problemă, că așa e treaba. Și eu sunt de mulțumit când mă uit la televizor ce se întâmplă, dar uite, pentru că tot ce a crescut, manifestarea în România este de 20, maxim 30 de mii de oameni în toate cele 8-9-10 județe. Oamenii de bun simț, care au, văd că lucrurile nu pot să iau decât chestiunea asta și nu o torsură, să mă întorc înapoi. Pentru că vă zic ceva, tot ce am realizat până acum, din cauza că n-ai bani să achiți, vorbim singur. Știți treaba. N-ai bani la învățământ, nu-i dai. N-ai bani la primărie, nu-i dai. Nu vine nimeni cu trebuie să-ți dea. Acum poate merge anul ăsta la rectificarea asta din decembrie acum, să încerce să nu le dea salarii și nu mai putea da. Păi imaginați-vă, ca să pot achita salariile de azi, să vedeți în hârtii, da? Am luat bani de la asistența social, unde aveam 250 de milioane, am luat 200 de milioane și am luat de la bărți și alții ce am vrut să mai facem prin comuna asta, am luat 300 de milioane. Ca 200 și cu 300 să-i pun dincolo să pot lua salariile personale. Nu era urât din partea noastră să audă că ascultul nu poate da salariile la oameni. Ca în condițiile astea să mă duc la președinte să întreb sau să cer, să cerșez pentru decembrie, dacă nu facem un efort iar prin comun să încercăm să strângem niște bani. Adevărul este că eu, venind ca primar, oamenii îți lasă că e neanelul, nu mai plătim, nu mai cu tare, nu mai cu tare. Eu îi rog pe cei care nu au plătit să plătească, cei buni platnici, ei au plătit să la cei primii. Că sunt acele gratuități, sunt acele reduce, sau încălare. Iar la mine neanelul nu mai poate acum în democrația asta, că nu mai are de unde să ia, să facă. Iar dacă nu fac mai tare, mi-asum răspunderea acum că s-a mărit o taxă normală ca la toate primăriile din județ sau din țară, decât mai târziu să mă huidesc că n-am făcut nimic. Și dacă luați o familie mai modestă și puneți pe toate unele sub altele, vedeți pe taxele noastre de la noi sau taxele noastre de care le-am făcut noi acolo, nu se duce mai mult de 130 de lei. Chiaburii care au, și acum dau un chiabur de răuță care are, el trebuie să plătească pe intra bilan, care numai 20 odată și cu 10-30 de hectare, să-ți plătească enorm, adăugând aia 20% sau pe curs construcții. Și atunci faceți o diferență când vedeți că vin de undeva 3 miliarde și o diferență de unde vine 1.200.000, 1.300.000 pe familie. Și sunt și alții.
De asta aici e dureros. E dureros și pentru noi, e treaba asta, ce să faci? Chiar dacă mai rămânem datori până la sfârșitul anului cu niște sume, de asta mai important. Obligativitatea este creează prevalități și răspunderea este să dai bani. Vrând, nevrând. Nici pentru noi, investitorii de dură asta, proprietarii, producătorii, noi nu-i ușor. Pentru că cât volumul este mai mare de activitate, cu atât crește taxele. Iar referitor la cei mai mici, la gospodăriile populației, se simte ceva. Dar 135 de lei, cred că ce s-a simțit, s-a simțit cu noi că ne-a luat pielea după noi. Și vorba. O să găsim soluții. Singura soluție deocamdată de moment este să încercăm să aprobăm treaba asta fără patimă, decât cu picioarele pe pământ. Și un studiu bine făcut, zic eu că l-am făcut, am analizat că este afectată cel mult 20% din populație cu sume mari. Restul de 80% sume mici. Nu spun derizorii, cu orice bani pierdut din familie înseamnă un ban care vează o importanță pentru fiecare familie, mai ales la cei amărâți. Dar mi-am asumat treaba asta, de asta m-am lăsat să vedem punctele și opiniile voastre și am zis dintr-o treabă de asta, trebuie să facem o campanie, pentru că este chestiunea aia, bumerangul, arunci în altul și vine în tine. Pentru asta eu o să cer eu, am să facem niște ședințe publice, o să cer să le spun oamenilor, dar să încerc la anul, că la anul începem lucrările. Și atunci omul care e pe strada aia sau omul care beneficiază de apă, canal, șosea, gaz metal, trebuie să înțeleagă că e o altă schimbare, e altceva. Iar la utilajele primăriei, care le-am făcut, aia a fost o treabă Consiliul Local dinainte, am urmat-o și eram obligat să iau această măsură. Aici, dacă se dorește și vreți să mai interveniți la prețul, nu mă deranjează, dar este, cum să zic, este o sumă infimă, pentru că nu toată lumea are nevoie de vizitaj. Nu știu dacă m-ați înțeles. Și apoi, asta e situația. Dacă mai aveți alte întrebări pe tema asta, vă rog să mi le puneți cu tare, că s-a votat subiectul, dar vă explic și mi-asum răspunderea asta, pentru că toată viața mea le-a spus și angajaților, vă spun și dumneavoastră pentru ceea ce știu, știu și pun palma, pentru ceea ce nu știu, nu știu și nu comentez. Și aveam o întrebare de acum, pentru doamna contabilă, după două întrebări. Doamna contabilă, în 2017, care a fost suma contribuabililor la taxe pe care s-a scurt total? În 2017, la taxele care au fost, taxele și impozite. Care sunt sumele? Care la suma la nouă din populația toată? Ca să facem o diferență în 2018 cu cei 20%. Care este suma? Vreți să repetați cu urșit colegă și nu am înțeles întrebarea. Care este suma? Așa. Care e colectată din taxe și impozite pe 2017 la populația prezentă? Care este acolo? Procentul, vă pot spune. Da, 57%. Cât? 57%. Și diferența? De ce nu sunt? Nu, a zis suma totală, domnule. Nu m-am procentul zis, că nu știi. Suma totală, nu. Nu are să-mi spune. Cam câte dacă, un exemplu, sunt 13 miliarde, 14 miliarde, 5, cam cât așa. Nu, 12 trebuia să fie, nu? 12 și ceva trebuia să fie în total. Deci 19. Raportez la ceea ce era. Deci 9 miliarde, pune mai aici, 9 miliarde. Atunci spun că 20% acum, 9,2 face ce ar fi 18, să aducem cu 1.800.000, da? Cu 1.800.000, să aducem cu 20% de 2018, da? Cu 1.800.000, Maria. Acum vreau să vă spun la o întrebare, totuși doamna, domnul primar, au venit aici cu indemnizații și cu salariile. Indemnizații, într-adevăr, s-au ridicat datorită faptului că legea a spus 10% de salariul primarului. Dacă noi atunci eram mult mai inteligenți și făceau domnul primar în cea cu 6.000 de lei salariu și mergeam cu 20% care ne dădea apoi să ridicăm salariul domnului primar, deci noi luam o indemnizație mult mai mică, duceam în 3.400. Și acum noi vorbeam de 1 miliard și mai indemnizație la... Într-adevăr, e mare indemnizație. Uitați, eu sunt de acord și propun și vin cu proiect de hotărâre să o dăm la jumate. Ca să terminăm și cu indemnizația la consilier. Gândim și două ore pe lună ajunge și aia bani. Acum să dăm înapoi să vedem acum cât era salariul la toți angajații primării,
cu care erau atunci, în 2017 sau în 2016, care era salariul? Ca să vedeți că ăștia 20% care noi acum îi vom aproba, să vedeți că merg numai în indemnizații și salarii. Deci nu merg la niciun nimic, niciun proiect, nu merge absolut nimic să îmbunătățim ceva să spun. Deci vor merge numai aici. Domnul Maria. Da, domnul. Nu vă jignesc, îmi permiți doar să vă anunț că matematica e grea. Dumneavoastră faceți șlopăteala la 57% din taxe și impozite încasate. Nu, la 100% în futură, nu mi-a zis. Da, opriți-vă un pic, nu e așa. Nu e așa, domnul Maria. Nu e așa. La numărul de populație, da, noi suntem cu puțin peste 10.000 de locuitori. Când vii cu taxele astea cu 20%, impactul este pentru inventarierea tuturor bunurilor care sunt pe teritoriul. Și atunci întreb, un exemplu, Răuț, Iosup, Vespan, Borțul, au utilaje în valoare de zeci de mii de euro sau sute de mii de euro. Toate nu sunt înregistrate. Obligativitatea când scot acum taxa, este că în termen de trebuie să vină să le declare. Poliția locală va prelua fiecare familie, fiecare gospodărie în care o să vadă câte tractoare ală, câte remorcare ală, câte mașini, câte... Aici ați bani. Să înțelegeți despre ce vorba. Dacă bugetul local e de o anumită sumă, se dublează în condițiile inventarierii bunurilor. Deci este vorba de aportul fiecărui gospodării sau fiecărei firme, da? Cu toate bunurile la bugetul local. Crestul zice sustragere și te sustragi și faci evaziune fiscală. În condițiile când noi am scos aceste taxe, suntem obligați, repet, suntem obligați să le și inventariem, iar el are obligația să le declare că altfel se poate interpreta conform legii că face evaziune fiscală. Deci, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, că banii care îi strâng eu sau noi n-ajunge cât salarii și indemnizații, vă greșiți. Banii care trebuie să îi strângem, trebuie să ne ajungă pentru tot. Așa cum ne ajung și acum. Deci noi am avut bani până astăzi când vă vorbesc, e absolut și proiecte plătite în avans, și salarii până în noiembrie și tot. Acum am picat toți în capul cum e aproape țara picată, adică, pentru că s-au făcut eforturi să se dea. Am dat. Faptul că avem cea mai mare creștere economică la nivel de țară, asta ne salvează, nu știu cât. Faptul că noi avem un buget acum scumpit cu 20%, ne va salva. Dar tot ceea ce spun eu este în funcție de cât încasăm. Cu cât crește procentul, cu atât crește suma. Numai că inventarierea la tot ce are comuna trebuie făcută ca atunci să mărește bugetul local. Numai că la noi e ca la noi. Ăla face ce vrea, ăla face ce vrea, până când o să coboare cu picioarele pe pământ. Să simte el că este obligat să vină să-și declare lucru. Dar astea nu erau și până acum valabil? Dar abia acum se introduce? Nu, domnul Serigan, aveam o taxă obligatorie făcută de Consiliul Local, în condiții că am scos taxa asta, avem taxe cum merge. Erau taxele vechi care erau așa cum erau, nu era obligativitatea, inventarierea era toate, recensământul cum era pe timp, știi? N-am făcut-o, dar n-am făcut-o, într-un an de zile. Dacă ceilalți de înainte n-au făcut-o 10 ani, noi am rămas așa. Și în momentul când am deschis ochii și am văzut acum că ne izbim cu capul de sus, am zis, domnule, trebuie să facem ceva, să supraviețuim. Dacă vreți, dacă se dorește să facă ceva în comună asta. Nimănui din Consiliul ăsta local, inclusiv mie, nu-i convine să crească o tare din contra, dacă am putea da jos. Suntem conștienți de treaba asta. Dar dacă eu din Consiliul am pretenții la toți, sunteți oameni cu carte, oameni învățați, oameni cu experiență, dacă o puneți pe hârtie așa, vă dați seama unde suntem. Mă întorc chiar la vorbele domnului Stăriu. Ați făcut o analiză? Da, aici părnești. Cum și la dumneavoastră la grădiniță, dacă n-ai norma, nu poți fi învățător. N-ai norma, nu poți fi educator. N-ai norma,
Nu poți fi profesor și cam aici e și treaba. De asta v-am explicat mai mult, pentru că domnul de la televiziunea locală, domnul Riști, o să dea această filmare, că de obicei și cealaltă, care de acolo s-au luat numai secvențe de Adrian, sau mă cheamă Andrei, de acolo și le dă, dar mi se pare corect să stăpânim acest lucru. Asta e părerea mea. Nimănui nu-i convine, domnul Popa, ca să scoată un ban de buzdar. Și celor care au, nu le convine, dar celor care nu au. Eu v-am înțeles poziția, am înțeles intenția bună a unor domn consilieri, să fim un pic mai atenți. Suntem atenți, dar nu avem ce face pentru că ne așteaptă niște investiții mari. Și eu nu glumesc cu ele. Mai degrabă să mă pleznească mâine, pâine, pe stradă unii să-mi zică, domnule, ce faci? Adică, la un moment dat, după 4 ani, să nu vadă nimic. Și încetul cu încet, uite, am adus pompieri aici, 26 de locuri de muncă, zmurduie aici, salvările vor fi, adică, haideți să gândim. Vor mai veni, vine fabrica de lapte, cu investitor nou, cu 60 de posturi de muncă. Apa, canalul, asta nu o fac, că nu mai candidez eu mâine. O fac responsabil ca oamenii să mă tragă de gură, domnule, de a-i vorbi la televizor că faci ceva. Adică mi-asum răspunderea, eu mi-asum răspunderea și în numele Consiliului Local, indiferent de coloratura politică, nu facem ceva. Că dacă nu facem nimic, putem noi să scădem taxe la zero sau să limărim și zero asta. S-a durut câinea. Rugămintea mea e să mă înțelegeți și eu mă adresez oamenilor, o să încerc lucrul ăsta și chiar și acum, mă adresez să dea puțin din taxele, mult sau la zi din taxele celelalte, pentru că ele nu vor putea fi scăzute. Să adună penalități, de vor fi mai mari penalitățile decât suma caritatorilor. Și aici trebuie să-i convingem pe oameni. Intervenția de prescriere este de 5 ani. Amenzile se iau cu prioritate, deci chestiunea este așa, dacă nu se transformă în pușcărie, în muncă, în folosul comunității. Adică nu-i deloc joacă acum. Dacă până acum o mai abureai, o mai fârfâiai, acum scoate fișa care e pe calculator și la 12 noaptea știi ce datorii ai. Și dacă mulțim bugetul cu 2, că noi suntem undeva la aproape 2, adică 40% mai 1, 4. Deci dacă îl mulțim, vedeți câți bani lipsesc din buget, îi mulțiți cu ultimii 5 ani, că așa ar trebui, și dacă îi mulțiți, vedeți unde-i suma pierdută. Aici e problema, de fapt. Și nici nu poți să te duci ca pe timpul vrații de peș. Sau să te duci la poartă lui cu hoașul tău. Am încercat cu un comportament disciplinat cu oamenii din primărie, polițiștii locali, să încercăm să-i sensibilizăm, să-i rugăm frumos să vină, să... Că după aia urmează acele chestiuni foarte importante. Vin executările obligatorii. Îți dă măsură, cum o să vedeți, la curtea de conturi, recuperarea sumelor aia și cu aia. O să vină și îți vine și îți dă termen de lucru și o să vedeți cum e treaba. De asta, adică, vă rog, din toată inima, ceea ce stabilim noi astăzi, sau ce am stabilit astăzi, este să se explice în modul cel mai corect. Fraților, am făcut asta să facem ceva. N-am făcut asta să luăm noi banii sau să ia primăria bani. Am făcut asta să achităm niște proiecte, niște oameni care muncesc. Ridicările tot ce înseamnă proiectele astea întâi de apă canal, tot însumează avizele și tot ce e acolo, sumedenie de bani. Cheltuiești 400 de milioane pe un proiect, dar primești 1 milion de euro, primești 40 de milioane, 45 de milioane sau 46 de milioane. Ce să fac? Să renunț? Eu, având punctaj ca o comună de peste 10.000 de locuitori, să nu-mi permis să cheltuiesc 450 de milioane, să las până la Valea Seacă sau de peste Siret dincolo să aibă poduri, șanțuri de beton, asfalt, de toate și la s-a spus la Europeanul 25, calea ferată și tot ce vreți.
să mă uit, că stai, domnule, că îmi mai întrebi 2 miliarde la buget ca să fac treaba și să nu-i găsesc, nu mă urcă ce-ți voi. V-am mai zis eu, dacă trenul trece prin gară și l-ai pierdut, nu-l mai prinzi repede. La revedere! Mă iertați pentru că am vorbit de prea mult, dar am vorbit nu pe înțelesul dumneavoastră, am vorbit să mă înțeleagă și oamenii care mă văd. Adică este o chestiune deosebit de serioasă și de importantă. Nimeni nu mai vine să-ți dea. Găsim, să facem și Crăciunul, zilele Crăciunului sau ziua Crăciunului. Cu sponsorizări, cu alte activități, nu rupem de aici nimic. Găsim să facem și zilele Sascutului. Cu sponsorizări, nu rupem de aici nimic. Dar ne adaptăm în funcție de ce avem în pungă. Că dacă nu le faci, ai văzut că nu le faci. Ne-a omorât un an, ne-a aburit și gata. Deci toate astea tot depinde de Consiliul Local, onoarea dumneavoastră a Consiliului Local și, până la urmă, valoarea la, după un mandat de 4 ani, dacă am făcut ceva. Dacă am făcut ceva, mai candidăm sau nu mai candidăm unii, dar dacă n-am făcut, ne ducem în gară și numărăm vagoanele. E o chestiune care mi-o asum. Aici vă rog să mă înțelegeți că mi-o asum și ca partid de guvernământ și în numele lui ALDE, vorbesc că măsurile astea trebuie făcute obligatoriu să putem supraviețui ca virgulă comună, ca nație, ca țară. Luați mărigile, luați pensiile, luați pe toate, puneți-l la rând. Vedeți, dacă ne-am dus în sus, dacă ne-am dus în jos, speculații sunt și îmi place partea dreaptă mai mult astăzi, pentru că au înțeles un lucru. Și asta este o măsură liberală, să supraviețuiești la ora asta, să te faci de risc în final. Altfel, dacă nu iei măsura asta, efectiv, ne blocăm la mantinere. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am vorbit, cred că cam mult, dar asta este situația reală. Și în ședința următoare, doamna contabilă, să vă faceți o analiză, punct cu punct, să punem exact cheltuielile anului 2018, care includ proiectele și tot ce avem, da? Valoarea ce se ridică cu indemnizarea și tot ce este, și posibilitățile cu această măsură și fără această măsură, ce am putea rezolva. Adică să fiți convinși, am făcut-o, dar vrem să vă dăm materialul ăsta, să vă dau să o facem public și să vă dau și dumneavoastră să vedeți... Speculați numai o simplă greșeală. Faptul că vreau să dormiți liniștit, vreau să vă dau această situație la fiecare consilier și o faceți publică. Nu, discuția zic că trebuia purtată aici. Da. Deci cum analiza făcută de doamna contabilă, zice, domnule, asta e suma care este. Atâta trebuie să avem noi este bani. Este făcută, dacă vă uitați în material. Am dispoziție că la viitoarea ședință să vină cu situația asta. Da, deci, vă promit că la începutul anului o să punem. Da, sigur. Ei, dacă sigur. E făcută, înseamnă că... De meserie mai sunt și negustor. Mai știu ce înseamnă ce ai în mână stângă, ce ai în mână dreaptă, ce ai în sac și nu ai, ce-ți mai trebuie, cât trebuie să mai pui. Faceți bine dumneavoastră în cuvântul dumneavoastră că o să puneți taxe pe transportul care sunt, care o să transcrise astea. Poate cu astea, într-adevăr, putem, adică fără să mai venim aici, să mai punem taxe. Nu, deci e pasul următor vor fi niște măsuri, da? În funcție și de unele propuneri ale dumneavoastră. Și, pe exemplu, este o măsură pentru taxă și transport, dar azi a fost o diplomație, am lăsat-o numai și am găsit noi de cuvință conform legii 227, da? Și de aici ne ducem și din gol. Pac, pac, pac. Și păi să mă fac cu astea, pac, pac. Păi și după aia nu-i pașa cu scumpirea asta. E bună ideea asta să le luăm așa, dar la câte sunt date care nu sunt scrise, poate deci să faceți. Nu vă faceți niciun fel de problemă. Noi suntem aici în slujba oamenilor și nu suntem să asuprim oamenii. Deci să înțelegeți lucrul ăsta. Și eu cred, și cum n-ar mai trebui să comentez pentru că nu e corect, eu aș vrea întâi să fac, dacă până acum mă lăudam
că am făcut sau că vreau să fac acum, nu mă mai vreau. Aș vrea să fac întâi și pur să mergeți cu mine. Să tăiem pamplica, să mergeți cu mine, să vă fie... Adică toată lumea, toată lumea. Opoziția a fost, ca să vă dau un cartonaș galben, opoziția tot timpul a fost invitată, numai că unii din opoziție au răspuns, a răspuns domnul doctor Dorofei și cu Rămic. Restul v-ați cam plicat și domnul director Leon Teodat. Restul ați cam fugit să veniți. Dar la rușine cu mine, că-s mai bătrân, că-s mai mustăcios, că-s mai... Altfel, eu vă invit oricând că am nevoie. Când tăiem bani de la domnul Estea, ce mă vedeți? Da. Eu aș veni cu propunerea să mergem la 10%. Și din ceea ce ați spus dumneavoastră mai înainte, să rezolvăm cealaltă parte de 10%. Domnul Nică, nu putem comenta tot timpul s-a votat. Asta e o campanie de... Nu s-a votat nimic una, doi. Deci, atenție un pic, atenție un pic. De ce nu mergem? Eu nu pot să-mi dau calculele peste cap, pentru că asta este o lovitură sub centură mie. Chiar dacă mă dau o sensibilitate acum din punct de vedere politic. Eu nu pot rezolva... Să închideți asta ca să nu mai fie din punct de vedere politic. Deci, atenție-mi. Să închideți la discuția asta, puteți să o opriți ca să nu mai fie din punct de vedere politic. Dumneavoastră aveți un punct de vedere. Și eu îl apreciez. Știți că l-am apreciat tot timpul. Fiind mai în vârstă ca mine, fiind și intelectual mai mult sau mai puțin ca mine, dar nu puteți să fiți un negustor mai bun ca mine când e vorba de ceea ce vreau să fac. Dacă crezi mă atacul economiei de la 10 la 20% de a-l avantaja sau ne va dezavantaja, te înșeli amar. Eu când mi-am pus cheltuielile, le-am pus în afara celorlalte cheltuielile la bun simț. Faptul că mi-a ieșit socoteala așa, dacă și 25% luam, tot nu mi-am rezolvat problema. Deci la bugetul statului trebuie să apelez pentru vreo 3-4 miliarde de lei ca să pot să supraviețuiesc. Ca să înțelegeți. În raportul când nu crește coeficientul de 60%. Deci aici e problema. Cum facem să strângem de la toată lumea, măcar 80%. Asta e toată problema la orice primărie din județ. Nu numai la Sascu, că peste tot. E așa. Da, domnule președinte, mulțumesc. Domnul Vespan, cred că mai are ceva de adunat. Eu cred că ce punem noi de dezbatere este foarte important pentru perioada care urmează. De-aia cred eu că trebuie mai bine gândit ce trebuie să facem. Eu consider că cei 20% față de programul de dezvoltare până la 450 de miliarde de lei, un milion de euro, e foarte puțin. Însă acopere cheltuielile care trebuie pe 10% de către primăria locală. Deci 45 de miliarde trebuie să fie făcute de către primăria Sascut. Asta este o problemă. Eu cred că ar trebui să meargă pe impozitarea tuturor resurselor locale care le avem. Oricine care, toți care locuiesc în comuna Sascut, trebuie să plătească impozitele și taxele. La zi. E greu, știu că e foarte greu, dar cu atât mai mult cei care nu plătesc acum, mai adăugăm 20%, nici atât nu vor plăti. Nici atât nu vor plăti. Chiar dacă sunt puțini sau mulți, ăla care e împovărat mai mult, în condițiile în care produsele au crescut pentru alimentație, în care gazul metan a crescut, curentul electric a crescut și fiecare în casă are un bec. Toate costurile au crescut. Mai pune și povara asta 20%, e destul de complicat. Noi suntem Consiliul Local, nu trebuie să facem o notă de forță, cam așa ar apare, să apărăm în fața populației cu cei 20%. Ar trebui făcut, în primul rând, o dezbatere publică, ca omul să fie înștiințat. Ce urmează? Dar venim cu argumentele care stau în fața oamenilor, că nu se poate altfel. Că nu se poate altfel. Dar omul, dacă nu cunoaște și noi aprobăm înainte de a aduce la cunoștință, prin diferite forme de publicitate, oamenilor, este greu pentru Consiliul Local. Apare o notă de forță și nu-i bine. Nu sună bine, nici pentru partide, nici pentru nimeni.
Iar cu cei 20% este foarte puțin dacă raportăm procentul de mărire a salariilor, că nu e numai 20%. În unele situații s-a mărit 100%. Puneți 20% lângă 100%. Este complicat. Îmi dau seama. Este greu. Foarte greu. De-aia consider eu că trebuie să mai lăsăm un timp și să analizăm fiecare aspect în parte pentru a găsi soluția cea mai bună, soluția optimă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă nu mai sunt o discuție, vom la vot proiectul numărul 3. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva? 7 abține. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă sunt discuții legate de proiectul numărul 4. Supun la vot proiectul numărul 4. Votul pentru. Împotrivă. Se abține și eu. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii taxei de salubritate pentru anul 2017 a anumitor categorii de persoane. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Cu discuții. Avem acolo undeva la câteva persoane care nu scrie nimic în dreptul lor. Și scoarea. Care scrie străinătate decedat și care scrie plecat în localități. Dar acolo nu scrie nimic. Nu au depus documentele justificative. Da. Pentru care solicită scăderea taxei la salubritate. Și puteți să deci, dacă nu au depus documentele. Nu au depus, e grijă de orice face, că nu depus. Nu au depus o cerere. Au depus cererea, au depus tot. Și sunt cu imposibilitate. Ce să mai discutăm? Credeți că eu primesc de aia cu aici? Ce erau aici sau cu... Aici aș avea și la obiectiv de vedere. Eu sunt sigur că sunt mult mai mulți decât cei. Mai mulți, dar ăștia sunt cei care... Pentru că ăștia sunt cei care au făcut cereri. Dar sunt mult mai mulți care nu știu uite, asta că trebuie să facă cereri pentru treaba uite, asta. Asta e o măsură socială. Da. Care, mă vedeți, e benefică pentru cei e adevărat, dar nu, dar e normal dacă omul e decedat, dacă omul nu locuiește aici, dacă noi facem un favor. De fapt, venim în sprijinul celor care nu trebuie să plătească, practic. El n-are de plătit, pentru că dacă nu uite în asta, cum... Există o vedeți, da? Ok. Știți cât totalizează? Este lista, da. E un deficit, domnul Vespan, din casare? Și cu probleme sociale, deosebite. Luăm o măsură. Dar pentru unii suntem ouă, pentru unii suntem ciubă. Da? Când luăm măsuri sociale, suntem ok. Asta înseamnă campanie. Și cu luăm măsuri de creștere de taxe, nu mai suntem ok. Acum, la măsura asta, când trăiem și le dăm la oameni, va fi bine să bătăm toți. Dar mă rog, mă rog, mă rog, nu-i place chestia asta. Cine vrea să facă campanie, poate să ia cuvântul din oameni. Mai se pare că facem o glumă dumneavoastră, dar eu cel mai mult, dar cu campanie dumneavoastră cel mai mult. Eu am depășit cu 1000 de voturi al doilea candidat și mai... Nu, dar eu am vorbit de campanie, am vorbit de campanie. Pe mine mă interesează că eu fac și măsuri de stânga și de dreapta. Nu, cred că nu era nevoie să... Nu, e nevoie, nu. Asta voiam să spun, că sunt mult mai mulți dintre cetățenii care nu pot. Nivelul de informare, neavând alte posibilități. A fost Radio Șanțul,
cei care au auzit au venit. Oamenii care au venit să plătească și să fie din situație. Aici e toată. Dar cei care n-au venit să plătească, care sunt tocmai cei care... Restul până la 100% de la 57. Nu, un pic, vă explic și în primărie și vă rog să vă aduceți aminte că așa făcea și dumneavoastră când erați. Nu, dar eu nu zic, ce vreau eu să vă spun? Nu că dar nu sunt de acord cu asta. Sunt de acord. Dumneavoastră știți ce vreau eu să vă zic, domnul Costa? Păi nu, atât de mine. Nu, eu vreau să vă zic altceva. Da. Dacă luăm și cântărim valoarea care e aici, cu valoarea din taxe și din impozite de acolo, vedeți că am echilibrat pierderea, chiar dacă o încasă mai acum 20% mai mult. Pentru că bunii platnici, adeți, bunii platnici plătesc. Aici tot răi platnici sunt. De ce? Pentru că sunt atât de amărâți și vai de capul lor, încă n-au posibilități. Cum, dar așa nu-i scădem și la Bacău, cum îi plătim noi banii ăștia, îi punem noi banii la ăștia? V-ați înțeles, îi scădem, eu v-am vorbit, că vin acum așa amenziile la cei care n-au, că suntem înregistrați cu sume enorme. O să vin acum să-i iertăm de placă la unii care n-au. Deci, da, oricum, asta e. Nu avem altă soluție. Trebuie să fim și buni, trebuie să fim mai puțin buni. Adică să complicăm. Pierdem de aici, încasăm de dincolo, ca să facem un echilibru bugetar. Da? E mai greu asta. Acum întâi revin această dumneavoastră. Taxa de salubritate, de fapt, e plătită de toți. Cei care nu au posibilități și nu au, n-au din de plătit. Și dacă noi scădem taxa respectivă, tot același lucru e. El tot nu plătește. Acum pun problema. Dacă îi mai adăugăm 20%, va plăti? Dar dumneavoastră vă lași prima română și nu crezi, mai înainte? Nu crezi numărul celor care nu vor plăti? Mă rog, sunteți prea în vârstă să mă mai înțelegeți din cauza noastră. Nu, vă înțeleg. În intenția dumneavoastră ați vrea să fiți de stânga, de fapt sunteți de dreapta. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acolo, eu vă înțeleg. Domnule, politica, nu m-am oprit, domnul Costel. Noi suntem disciplinați pentru că suntem la guvernare. Dumneavoastră puteți să fiți și altfel, mă pricep și să spun, dar și altfel, pentru că doriți să reveniți. Dacă nu luăm aceste măsuri, vom avea o moarte lentă și sigură. Deci, nu murim la fel de repede, murim mai târziu un pic, dar murim. De asta eu vă zic, când sunteți dumneavoastră corect cu mine, ca primar, ca fost elev, când îmi spuneți că eu adun și vine acum, eu am spus cei răi platnici poți să le pui și merde albini nu vor plăti. Tot taxa asta care o punem, tot pe cei buni platnici. Deci raportul nu crește de încasare decât în măsurile aia care le-am zis eu de inventariere a bunurilor, de mers de moarte în poartă, să găsim soluții, să scoatem niște bani dacă cineva produce niște bani. Nu scoatem niște bani la unul care nu produce. Aia e toată problema. Și am să vă dau un singur exemplu, chiar în fața carului la vedere. Ia fiți atenți. Am dat o expoziție în primărie și am supărat. Când am zis să-mi aducă la conștiință toate societățile după raza comunii s-a spus care funcționează, care sunt valorile de inventar și care sunt valorile făcute și declarate la bugetul local. De mă duc în balanță și în bilanț, găsesc valori mari, din mă duc în valori dedicate la primării, că sunt valori mici. Și vorba de miliarde, vorbim ca e valori a bunurilor. Și dacă dau o simplu socoteală, și-o dau, și-o dau public. Dacă la Eurorin, Eurorinul plătește 2 miliarde și pe tot ce are dărâmături acolo se dărâmă, se autodemolează tot, dacă mă la aceleași construcții în altă parte, da? Găsesc o valoare de 300 de milioane. Dacă facem calculele și ducem la 300 de milioane, da? Înțelegeți? Suma pe taxe și impozite e o valoare mică, iar dacă eu investesc suma de 30 de miliarde duse taxe și impozite, e o valoare mare. Pe când ești tu serios că te duci cu bunul ăla și-l gajezi la bancă în valoare de 20 de miliarde și la primării de 300 de milioane? Ia uitați-vă o pierdere la 6, 7, 8 societăți, se adună de mă doare cap.
dacă tu faci o activitate pe profit, fie alea subterană, fie alea pe fața pământului și o declari sub raportul care l-ai făcut, care e diferența de taxe? Și aici trebuie umblat. Și atunci, dacă umblăm aici, venim iar în Consiliul Local și spunem lui domnul Vespan, domnul Vespan, uitați, am recuperat de aici 5 miliarde, scoatem după taxa asta de 20% și o scoatem cu 2%, cu 3%, cu 5%, cu 10%. Dar recuperăm la cei care au. Așa mi se pare corect. Ai, plătești. Dar aici, în comună, plătești numai un prost și restul e bine mersi cu rapoarte de valori, aranjate, trucate, îmbărbigate și tot ce vrei. În condițiile astea, dragi consilieri, n-am vrut să spun lucrul ăsta, dar sunt realități și mi-asum ceea ce spun. Dar nu-i suficient. Am făcut analiza, dar de-abia mi-a intrat o problemă. Doamna contabilă, atenție, aveți puterea. Domnul Iertan, ia ascultați-mă. Da. Am dat dispoziție sarcini săptămâna trecută, doamna contabilă șefă, să-mi aducă tot tabloul firmelor. Dar poate fi și nou, da. Nu, nou, dar vă aduc și în Consiliu. Corect, da. Nu se poate. Da. Și atunci o să vedeți ce mari realități vă zic eu. Foarte din 100 și ceva de tractoare, care are comun aproape 200, sunt rezultate la primării vreo 30. Despre ce vorbim? Faceți o analiză dumneavoastră și vă dați seama și ziceți, Nicu a trecut pe acolo, știe. Domnul Bostan, domnul Borțun, Marian, a trecut pe acolo primării. Te uiți. Și dacă scoți, că doar e ușor să scoți, cum le zice alea de circulație, carnețele de la mici, pentru numere. Te duci și uiți acolo. Ok, bătarea ia spate câte ai. Nu e ok. Un lucru pe care puteți să-l faceți și atunci nu mai măream cu 20? Nu. Poate nu măream deloc? Deci suma pe care interesul meu este și pătura cea de mijloc să o înființăm. Aici e problema. Apărut săracii și bogați. Deci numai e pătura de mijloc aia care supraviețuiască. La ea trebuie să ne gândim. Și aici e problema. Eu am venit un an și câteva luni, 3-4 luni în primărie. Și eu am fost un om cu suflet, care am suflet mare, bun, am să fii bine. Ei, dacă îi vezi, că pe cei care ierți, tot ăia ierți răi. Lasă-mă, domnule, dacă tu mănânci cașcaval, lasă-mă mănânci și ăla măcar fasole, nu te mai uita în curte. În momentul când tu nu plătești 600 de milioane, păi, pagă la bugetul comunei, te doare mustața. Cam atât am avut de zis, dacă nu altceva la diverse, să mai avem. Supun la vot proiectul numărul 5. Voturi pentru, împotrivă, se abține cineva. Ce am zis eu? O măsură socială este aprobată de toată lumea. Bravo, Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri în vederea corectării neregulilor constatate de Camera de Conturi, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 6. Votul pentru... Vom să intervină. Spune. Care e? Tot Curtea de Conturi, acolo la consilier, trase observația că nu am prezentat raportul la timp și nu asistăm, nu dăm consultații cu publicul. Oferiți-ne la nivel de sat, domnule, la Berești, domnul Popa și cu toți care sunt de acolo, o cameră, un spațiu unde să avem și noi audienții cu alegătorii. Numai pe drum așa să ne întâlnim cu ei să vorbim. Lasă n-ați solicitat, dar vă pun la dispoziție la fiecare cămin cultural. Stați un pic, domnul. Vă pun la dispoziție, nu contra cost, că e vorba de consilier local, la niciun. Deci la fiecare cămin cultural, la fiecare cămin cultural avem câte o cameră amenajată. Numai că trebuie să solicitați. Să ne facem un program. Să vă faceți un afiș. La primărie, nu la primărie. Chiar și la la primărie vine lumea. Și la primărie și la salonul lux unde vreți. De multe ori discuțiile se poartă. Și domnule, n-am curaj să mă duc la primar. Știți ce se întâmplă? Și pentru parlamentari, indiferent de
de ce politică fac înainte cu un an de alegeri, stare voi, ca și dumneavoastră consilierii, înainte de alegeri vreți să faceți mai mult. Dar nu, faceți-vă nu un pic, solicitați, faceți un raport la primar, puneți zilele care vreți să lucrați, vă dăm imediat sprijin, fără comentarii. Curtea de conturi a plecat din imersie, a lăsat un raport de activitate de control, da? În care au trasat niște sarcini. Până la data de răspunde de. Până la data de răspunde de. După treaba asta, vă rog un pic, constituiți-vă în lider de grup, da? În care veniți și spuneți. Nu pot vorbi cu 7 dată. Cine vine, care e liderul dumneavoastră de grup, se prezintă la primarul comunii, da? Și solicită zile de audiență cu cetățenii din comuna Sascut. Care m-aș bucura să mă chemați și pe mine, stați un pic, care m-aș bucura să mă chemați și pe mine să explic această situație, că mai ușor îmi vine. De bea atunci ai respectați pe cetățeni. Aveți un număr de circa 200 de voturi în spate și chemându-mă și pe mine și dând în socoteală în fața oamenilor, facem o treabă bună. Dar ați cerut ceva până acum? Nu. Ați văzut, tot Curtea de Conturi v-a trezit la realitate și acum să facem treaba, nu e o problemă. Vă rog să mă scuzați, un consilier, n-am știut ce s-a făcut, dar să se mai fac, că nu e un lucru. Mulțumesc. Mulțumim, domnule. La diverse, proiectul numărul 7, domnul Moise, văd că a trezit cam una. Da. La noi, în comună, s-a turnat asfalt în anii 70. Primul asfalt care tranzitează s-a făcut usat. Face legătura cu drumul către Urechești. Atunci, în momentul ăla, era foarte îngust. S-a mai luat din proprietăți de s-a lărgit drumul ăla, în 70, cât a fost. Acum, datorită investiții lui Șerban, care are acolo depozit cereale, borțuni de depozit cereale. Se circulă cu tiruri, o jumătate de oră s-o stat undeva pe la Gagarin, pe acolo, să deblocăm două mașini. Șerban are la Orbeni, trece la Onești. Pe aici trece. Trebuie să facem ceva cu drumul ăsta îngust, să-l deviem. Da, rămâne drumul județean, dar deviem, cum am spus. Zice bine. E drumul județean, că așa a fost primul făcut. Să-l deviem de la Biserica Schinin, direct Consești. Zice bine. Și-a făcut că o centură, s-a spus. Competența noastră de a face treaba asta, dar nu putem noi. Noi am făcut o hârtie pentru reparația și pentru șanțuri, coduri la drumul județean. Nu mi-a dat niciun răspuns primatul cu plombarea vită, a făcut treaba repede. Acum am cerut ca să vină să repare drumul județean până la Urechești. Problema care a ridicat o fănică, sau domnul consilier Moise, e o problemă pe care o putem face. Cum o putem face? Dacă suntem serioși. Adică să facem artera aia lantă pe la biserică pe aici, să fie circulabilă. Dar în condițiile astea trebuie să vină tot la biserică, să vină tot din comună, o bucată bună de... și pe aici, până la... La biserică, la Schinin? La biserică, băi, să ducă la... Câte drumuri nu sunt pietruite și circulabile? Nu poți să intenzi drumul județean. Măi, dar rămâne tot drumul județean. Nu, e drum comunal ăla nostru care trebuie să... Ce zice mai? Nu. De la biserică, drept până la Consești. Cum se numește? E drum județean, nu comunal. Mă gândesc eu, domnul, zice că sunt și mașini care îmi blochează. Aici sunt buzi în stradă. Mai este și ăla cu mașina parcată pe stradă și de aia blochează. Că e buzi. Spații de refugiu. Nu există. Spații de refugiu. Nu există. Nu poți să faci. Nu poți să faci. Nu poți să faci. Nu poți să faci. Continuăm. Doamne, sunt domnul președinte. Imediat o va arde ca mână mai dure. Da. Și mă faci cum e cu banii? Zilezi. Mai e ceva de zis? Da. Zilele astea am fost solicitați de școala generală din Berești să participăm la o întâlnire cu părinții, unde s-au ridicat mai multe probleme și care trebuie să rezolvate în anul care urmează. O să trebuiască, dacă nu rezolvăm cu proiectul, să ne propunem la execuția bugetară pentru la anul să reabilităm școala, pentru că arată într-un mod jalnic.
Și până atunci, dacă s-ar putea și ne mai ține vremea, măcar să facem aleea aia pe unde intre copiii. Asta este urgența numărul 1 la școala generală. Am făcut aleea. Nu, nu, nu. Nu e făcută. Vă referiți la altceva. Pe acolo intră profesori. Din spate. E unde intră elevii, prin fața centralei, s-a adus piatră și nu-i făcut nimic. Aia neapărat trebuie făcută pentru că vin ploile, intră elevii cu cutar și trebuie neapărat rezolvat. Asta da, este în planul. O altă problemă avem și ne confruntăm cu situații în care putem descoperi hoții cu camerele luate de ger. Ne sunt de ajutor, investiția este fantastic de bună, dar o să trebuiască să le facem eficiente și să vedem unde nu se văd noaptea, să punem bec, lumină, neapărat, de toate. Noi am luat chestia la școală, am făcut un lucru bun, dar trebuie generalizată chestia pentru că se fură și putem să ne protejăm și bătrânii, putem să ne protejăm satul cu aceste camere de luat vedere. Sunt bune și o să trebuiască să le facem mai eficiente. Eu atât am vrut să spun. Fiindcă vine vorba de Berești, v-am spus dată că vă atac. Vă rog. Deci ați fost la școală la Berești, da? Da. Și v-a plăcut că aveți folii în geam? Nu. V-a plăcut că ați început numai cu izolarea peretelui acolo și rămas abandonat și fac căldură pentru a încălzi afară? Deci acum am spus și am... V-a plăcut că la bibliotecă curge apa pe aia și se degradează? Dumneavoastră sunteți reprezentantul Bereșul, de-aia am zis că... Da, să nu-i V-au solicitat ajutorul. Am înțeles că au fost și știm că au fost și proiecte pe care să prindem. Dar trei geamuri nu erau avere să facem să nu mai stăm cu folia în geam. Eu zic că asta nu era o sumă extraordinară pentru a pune trei geamuri ca să nu mai fie panara mai acolo. Aia 20% acum. Acum aia 20%. Pe mine, sincer, nu mi-a plăcut acolo pentru mai mult. Că și de ce am zis că vă atac cu dumneavoastră? Dumneavoastră vreți teren de fotbal Maracana, cu lumini, cu aia și nu aveți o școală care să... Domnul Seric. Da, poftiți. Asta am avut. Da, dumneavoastră. Da. V-a plăcut cum arată școala Sascut? Da. Bravo. Dumneavoastră o să vă placă cum o să arate școala Pâncești după 25 de miliarde care investim acum? Probabil că da. Da. Nu știu, da. Dar dumneavoastră, ce nu vă apropo când am mărit taxele cu 20% să fac și școala asta la Berești, ca să pot eu să vă placă și dumneavoastră să fac ceva? Ca după aia s-a spus anul. V-a plăcut investiția care am făcut la Conte și a rămas mai frumoasă ca școala Berești și degeaba? O să vă placă, o să facem acolo câteva cabinete de asistență medicală pentru toți cei cu probleme de orice fel. La Conteștiu sunt școală, da. Vă întreb ceva și îl întreb și pe domnul Vespan. Dacă dumnealui nu-i place școala de la Bereș, care e în satul ăla, mie nu-mi place, nu. A comentat taxa de 20%. Dar de ce a comentat-o? Din punct de vedere politic, vă urmă să se înscrie anul viitor și o să spună, domnul primar, de iar nu-mi place folia de la școala Bereș, că n-ați făcut-o. Păi n-am făcut-o că n-ați aprobat 20%, domnul Vesman. Dar cu astea nu... Păi dacă proiectele astea sunt funcție și din casă, păi noi nu putem să fim în urmă cu oameni. Prețurile cresc, salariile cresc, taxele să rămână aceleași. Dumneavoastră v-am zis... Vă mai dau un răspuns, domnul Popa, de mea acum. Atent, iubit, vă mai dau un răspuns. Și nu e un răspuns dureros. E un răspuns, la diverse și pentru asta e banii, domnul... Dragomir. Ia indemnizații uriașă. Ședința e de la primul minut la ultimul minut. Ia indemnizații uriașă. Alegeți? Aveți tricolorul, dacă nu vă enervați. Deci, vă întreb ceva. Pe mine când mă slăbește cineva, eu trebuie să sar. Dar sar la limita bunului simț. La toată lumea, atenție, la toată lumea ne place când vinim cu inițiative. De scădere, de îmbunătățirea traiului de viață, de a da cât mai puțin, nu? Și a lua cât mai mult. Dar vă întreb, de ce nu mă întrebați, domnul primar,
Dar de unde dați 1000 de lei pentru cei decedați? Domnul primar, dar de unde dați? Atenție un pic, atenție un pic, vă rog foarte frumos, păi aveți răbdare că vorbim de buget. Domnul Serghiu, eu vă duc undeva să vă aduc la voi. De ce dați 700 de milioane pentru copiii care învață carte? De ce dați ajutoare de urgență pentru cei care au boli incurabile? De unde îi dați dacă nu și strângeți? Dacă nu îi dau, săriți în sus, că de ce nu îi dau? Să-i strângem pe aia 50 care sunt atenție, diferența. Acum vin după timpul dumneavoastră niște cere care nu le-a dat ajutorul de 50 de ani de căsătorie. Atenție, ce să facem să dăm ajutorul ăsta de căsătorie? Că e bun din punct de vedere politic. Și dăm voturi, bate lumea din palmă, ne pupă. Atenție, nu, îi le dăm, dar trebuie să ne și asumăm o creștere. Da? Sunt de acord. Adică bani. Altceva. Astăzi când sunt în fața dumneavoastră, domnul Marian, vă rog să și auziți. Deci astăzi când sunt în fața dumneavoastră, copilița aia mititică lui Ferenc, care i-am dat noi cetățean de onoare și i-am dat 5.000 de lei ajutor, a luat locul 1, deci medalie de aur pe țară. S-a bătut cu toate județele și de la noi din comună. De la clubul care? De la CSS Onești. Atenție un pic. Ala e public. Noi, domnul, hai să nu fim muritori. Domnul. Haideți să viem. Deci atenție un pic. Da, corect. Am propus ca în ședința viitoare. Și l-am rugat și pe Costel Popa. Nu îl mai rugați, nu face. E în lucru deja, așa că nu, nu mai spuneți ceea ce nu știți. Să se ia un model de înființarea asociației sportive Flamura Roșie Sascut cu toate obiectele de activități sportive, ca și noi să putem să aducem copiii ăștia ai noștri, că avem 3 campioni deocamdată și să mai lansează. Mai vine și cineva cu pretenții care are iar 3 campioni în familie la Onești. Deci vreau și ea un mic ajutor și n-am putut să le dau gândindu-mă că, domnule, nu reprezintă comuna. Dacă așteptăm așa și ne asumăm niște răspundere să ajutăm acești copii, iar nu-i bine. Ați înțeles cum micul v-a plăcut? Da, domnul primar, mi-a plăcut. Spre exemplu, știi ce nu mi-a plăcut mie? Știi ce nu mi-a plăcut mie la Perești? Mie ce nu mi-a plăcut. Da. Nu mi-a plăcut cum s-a făcut gardul ăla. Deci nu mi-a plăcut, da? Cum e școala aia? Nu mi-a plăcut cum e magazia, nu mi-a plăcut cum e WC-ul, nu mi-a plăcut cum e centrala, nu mi-a plăcut multe de acolo. Bun, în condițiile când oamenii vin și spun, și eu le-am spus oamenii, măi băieți, o să beneficiați Bereștiul de gaz metan, 6,5 km de asfaltare cu șanturi cu toate, reabilitarea școlii, dar cu voi nu puteam s-o rezolv acum, că nu îndeplinam punctajul. Îți trebuie un număr de copii, îți trebuie câteva chestiuni care îți condiționează, până nu o puteam. Și acum le-am explicat oamenilor. E nici nevzare. Am rugat o binecuvântare să o rog și acum public să găsească o modificare de jumătate de oră la mașină acolo. Și în momentul de față rog și pe Alin, rog și directoarea să scoată mașina aia la reparat, suportăm cheltuielile, ca să putem rezolva și problema asta deosebit. Adică pentru câteva 10 sau chiar 100 de milioane, stă o mașină care nu-i corect să stea. Aia, dacă se învăd roțele, pot să facă servicii și nu-i sculăm la diferite ori să-i tracasăm, să-i plimbăm. Mie ce se nu-mi convine, și ce nu-mi convine? Fac copiii noștri în aveta la o școală de la Berești la Sascut sau la Conțești la Sascut Sar. Mă, dacă asta e centralizarea și dacă asta este dispoziția, chiar de nu-ți place, trebuie să o duci la îndeplinire. Vedeți că sunt lucruri care și mie nu-mi plac. Dar acum, sensibil, am vrut să vă dau un răspuns tot sensibil, că dacă vreți în continuare să vă placă ceva, trebuie să mai ridicați mâna din când în când și pentru problemele care mai sunt măsuri împotrivă. Că asta e viața, n-avem cum. Păi. Și după aia, la anul iar, spune, tante, iar nu-mi place. Păi nu-mi place că le-ai aprobat să încasez, să dau, la să pot plăti. Diferența de 40%, hai să o recuperăm și pe aia. La păcești, domnul Costel Leon, v-a plăcut și o să iau aia?
Așa la serios. Podurile care o să vină o să vă placă? Țin să felicit firma care a executat lucrarea. Da. Nu cred că a fost lucrare făcută în comuna Sascu de asemenea calitate. Bravo. Deci, de la Revoluție în Foa, nu cred că a fost lucrat. Adică aveți și înseamnă un primar vechi, dar nou. Dar ați lăsat de la Revoluție în Foa, n-a fost până acum așa ceva. Da. Mulțumesc, domnul Leva. Înseamnă că este un băiat bun. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Da. Eu vin cu rugăminte din Marea acolo de sus, care au în jurul, care au casele în jurul Troiței imediat din lângă Dragul Roșu. Nu, deci nu-i solicitarea lui, sunt nicio formă. Dar l-a rugat. Nu, nu, sunt nicio formă. Vă dau și nume. Acolo la Troiță vor oamenii din jur de acolo, dacă se poate să ducă o lampă, că ei pun becuri mereu acolo și sar. Mâinile aveți. Poftim? Mâine am reușit. Acolo să se ducă. Două, nu una. Una, nu. Deci ca, două. Nu, nu. Una pentru tine și una pentru Maria. Nu. E vorba de interiorul acelei, cum se cheamă, a Troiței. Acolo, dacă să fie. Ca ale lante vechi. Da. Asta vă rugam. Da, domnule. Dar vă rog să nu vă mai abțineți altă dată, să nu vă fie rău cu tot ăsta. Vedeți că vin pe urmă. Dumneavoastră aveți șef? Da. Partid? Aveți șef de partid? Da. Aveți și noi. Da, tu ești aici. Nu. Dar cine? Dar cine vreau să tot? Cum aveți și altul mare? Nu, da. Ce voiam să vă spun. Cei mai mari voi sunteți. Ce voiam să vă spun e la ceea ce a spus dumneavoastră. La ceea ce a spus dumneavoastră, ar vrea să adaug faptul că nu că n-am votat, dar nu s-a ținut seama de propunerea mea, nici nu a fost supusă dezbaterii cel puțin sau votului. Eu am, nu domnul Popa, dacă s-a făcut o propunere, trebuia votatul. Ia, că e bună. Ba da, te-am auzit. Ce-am cunosc și vocea. Nu mai reveniți. Dar răspund la ce... Mă provocați. Dacă mă provocați, răspund. Știți de ce vă provoc? Da. Pentru că sunteți dragi. Și eu, și mine sunt dragi. Dar mai dragi sunt ei. Ești prin alianță cu Mătru Duminică? Da, după de alianță. Hai, mă! Vin cu precizarea, trebuie să dau un răspuns celor menționate de dumneavoastră, în calitate de director la școli gimnaziale s-a spus împreună cu colega mea, doamna director Asunța Stanciu Carmen, în ceea ce privește școala de la primară Berești. Să știți că școala primară Berești, ca și celelalte școli din structură, nu au fost neglijate atât de noi, cât și de primăria și Consiliul Local Sascu. O mică problemă, ceea ce a intervenit la școala primară Berești, este o mică, zicem noi așa, știu, o fotografie postată pe un site de socializare care n-a făcut altceva decât să stârnească niște răutăți în anumiti oameni care nici nu sunt părinții copiilor de la școala primară Berești. Ce au făcut așa un fel de distracție după ora 2 de seara și au aruncat cu niște injuri asupra noastră și ne asumăm aceste lucruri pentru că microbuzele școlare, ambele microbuzele școlare, sunt funcționabile, ele circulă pentru că avem doi șoferi. Un microbuz pentru s-a spusat contii de la Conțești care vin Bălcuța Valea Nacului și avem microbuzul care circulă Bereș, s-a spus Chineni, Târgușor, pentru că nu putem onora altfel transportul copilor la școală. Fac o paranteză, nu este vina noastră a comisarului primar, a Consiliului Local, că părinții din satul Berești nu își urmăresc copiii la ce oră pleacă din casă la școală. Am înțeles că la ora 6.30 nu are ce căuta un copil la 6.30 dacă eu sunt un părinte care urmăresc copilul. Eu i-am întrebat și mi-a spus că nu merge ceasul, că nu au ceas, că nu știu ce. Deci copiii la ora 7:05 dimineață de la Berești au cursa, care prima cursă care pleacă. De ce pleacă la 7:05? Adică la 6:55? Pentru că noi am ținut cont, Consiliul de Administrație a Școlii, când a făcut acest program, de vârstele copiilor. Copiii de la Berești sunt de clasa a 5-a până la clasa a 8-a.
Noi am ținut cont un pic și de vârsta lor. Am zis, domnule, clasa 5-8 e un pic mai mărișor. Nu pot să aduc cel de la Schineni în grupa pregătitoare, care are 6 anișori, să-l trezesc pe el la ora 7, el la curs ajunge la 7:20 în partea cealaltă. Deci, oricum am vrea să mutăm programul. O să ținem cont de acest lucru, însă deranjăm în altă parte. Deci, părinții trebuie să ne înțeleagă și pe noi, că am făcut eforturi și microbuzul școlar funcționează, el face toate cursele și nu vreau să ne aduc niște injurii neplăcute. Iar în ceea ce privește școala primară Berești, nu mutăm niciun copil la SASCU de la preșcolar. Școala, deci copiii rămân acolo, e vorba de o simplă mutare ca număr de elevi pe niște hârtii, dar domnii educatori rămân acolo, copiii rămân în satul respectiv, deci nu se întâmplă absolut nimic cu mutarea lor la școala SASCU. Fizic, da? Doar ceva între noi, ca și liceul Elias să aibă posibilitatea să funcționeze ca cu statut PJ. Și aici am să rog pe domnul Alin Paris să vină, domnul președinte, cu rugăminte, ați postat această imagine, aveți cuvântul, pentru că acest post, dacă acest material fi mediatizat, se pot înscrie la nivel național, da? Nu mai ajută. Acum să vă dau un răspuns. Și ar fi bine să spunem lucrul acesta, da, domn primar? Atenție, dacă rezolvăm problema, asta reparăm microbuzul, corect, rezolvăm și problemele. Da. Și acolo vă susțin să o facem. Da, da. Da. Deci, vă mulțumesc mult și cred că părinții m-au ascultat și m-au înțeles în ceea ce am să spun. Mulțumesc. Cred că v-au înțeles. Eu vreau astfel să închei și funcția de președinte al ședinței prin invitație către liceu. Cei care au clase sau au 9 clase, au 10 clase și doresc să-și continue învățământul, să vină la liceu să facă o cerere și în funcție de cererile dumnealor o să cerem aprobare de la inspectorat. De ce nu să-i ajutăm? Că nu se știe niciodată când e nevoie de o hârtie. De o hârtie. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Știți ființele în clasă. Domnul președinte, dacă ne trimiteți, vă publicăm gratuit și pe Bacău Press și pe Exclusiv TV orice anunț pe care l-am vizit. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, domnul Eugen. Domnul director, când se pot face înscriere? Oricând se pot face înscrieri. Nu. Eu deocamdată cer de la inspectorat, dar am nevoie cât de repede posibil pentru anul următor. Oricând. Mulțumesc! Declară ședința închisă.